foarte la un moment dat, într-o pădure de simboluri în care se așterne culoarea, din care, rând pe rând, emerg personaje feminine. Nu întâmplător, în aripatele, așa cum am ales să le văd, sau aceste zeități pe care le aduce Zamfira, nu vin dintr-un timp anume și nu se ancorează într-un tip de sacru anume, dar aduc cu ele tot ceea ce înseamnă, de fapt, trăirea noastră contemporană. Pe de-o parte, este o curiozitate și o descoperire continuă a formei. Pe de altă parte, vine o încărcătură ancestrală pe care poți să o descoperi atunci când începi să te uiți prin amprentări. Amprentările sunt, desigur, micile insecții pe care le vedeți, pornind de la cer, care trimite, bineînțeles, la o formă primordială, până la micile tușe de culoare, la micii stropi pe care îi veți vedea alăturați, pentru a contura alături de ceea ce este vizibil, ceea ce este invizibil. Pentru că ajungem la Corfleș, aici este Ilie Bostan, pentru care nu ceea ce vezi neapărat, ceea ce percepi prin privire în piatră sau în lemn, este ceea ce contează, ci ceea ce dialoghează cu tine în tridimensionalitatea unui obiect. Mai exact, ceea ce ar fi putut să fie și construiește mintea ta alături de structurile sale. Acea parte a nevăzutului care emerge, sau dacă vă veți uita prin micile insecții din lucrări, prin micile ferestre pe care le deschide, de fapt ajunge sau te introduce în structura lui Ilie Bostan. Eu știu de când, așa cum vă știe Pașca, așa vă știu și eu, tot de 30 plus de ani, mă leagă și o prietenie și o apreciere profundă a tristare, pentru că am avut bucuria de a-l înțelege atât prin cuvintele lui, dar și prin cuvintele tatălui meu, care îi aprecia foarte mult bagajul care vine din acea trăire profundă și puternică a omului, care știe că este ancorat în realitate, dar că nu este doar el. Că este alături de tot ceea ce înseamnă bagajul sau cultural, de tot ceea ce înseamnă din nou miturile, de ceea ce înseamnă tradiția. La care se adaugă ceea ce Ilie are unic, cred eu, o sculptură românească, un soi de umor, de o amprentă ludică, pentru că nu este, atunci când te uiți la lucrarea de-a lui, nu o iei așa cum o vezi, cum o percezi, dar poate să te trimită mult mai departe. Într-un dialog cu tine nu poți să vezi mai departe de orice formă. Poți să vezi într-o aripă, poți să vezi o descoperire într-un văduc, poți să pleci de la un animal primitiv și să vezi undeva într-un viitor. Pentru că Ilie, când plăsmuiește, plăsmuiește dinăuntru lui. Ceea ce se întâmplă nu vine ca o formă în care să-și caute neapărat o tridimensionalitate figurii în figura timpului, vine ca o formă care dublează interiorul său, iar pentru ceea ce îl caracterizează pe Ilie Bostan este curiozitatea cu care reușește, curiozitatea care astăzi o vedem așa ca o noțiune de suietă sau chiar bagatelizată. Dar cred că ceea ce descrie un artist autentic astăzi este capacitatea de a mai fi curios cu tine însuți și cu datele în care activezi. Iar această curiozitate, care dacă cine i-a văzut ciclurile lui Ilie Bostan știe că vin tratează de la materia primordială până la ceea ce depășește ceea ce înțelegem noi prin straturile cunoașterii și acel nevăzut pe care reușește să-l facă vizibil sunt, de fapt, bucăți pe care le resematizează, le reintroduce în circuitul nostru vizual pentru a depăși modul stereotip de a percepe atât sculptura, dar de a percepe forma care vine din sculptură. Și cred că este o invitație pentru toți cei tineri care vor veni, pentru toți teatrice care vor veni, să vadă ce identifică lucrarea, cu ce identifică ei forma pe care o văd, unde în imaginarul lor sau care sunt coordonatele la care se leagă ei pentru a putea înțelege sculptura. Fiindcă nu este doar rotirea noastră în jurul ei, este și ea cea care te pătrunde prin simbol, prin formă, prin semnificație. Și cred că lipsa unor detalii care se introducă să zică pește, poate, sau simbol ancestral. Orice denumire care ar putea să te ducă într-o direcție, nu fac decât să ne sporească și nouă curiozitatea și să fiecare dintre noi să devină un mic artist atunci când încearcă să decodeze fiecare amprentă pe care a lăsat-o artistul. Iar materialul în care se lucra, desigur, Ilie va da mai multe detalii. Întotdeauna am avut succes când vorbim de tehnică, așa că de aceea avem maestri lângă noi. Cred că această expoziție stă foarte bine cu Pașca. Cred că este un proiect care ar trebui dezvoltat, dus împreună mai departe, pentru că așa cum bidimensionalul reușește să-și depășească forma, cadrul, să ajungă prin plutire înspre tine, prin culoare, să ajungă să te pătrundă și să te ducă la un nivel un pic mai departe decât toate percepția ta și ochii tăi carnali să vadă, așa și sculptura îți trezește și te face pe tine din nou să mergi spre acea dimensiune metafizică, de unde pornim cu toții, poate, de la baza de rădăcina noastră, de la tradițiile noastre, de la credințele care ne-au fost insuflate și să simțim un pic mai sus, asemenea unei aripi de zi. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și sper să ne revedem.
tot în mâna către. În ordinea care doriți, doamna Vârzu, domnul Costare, cum doriți? Bine, mulțumim, doamna directoare, în gardul nostru de astăzi. Mulțumim Marie, care a vorbit surprinzător atât de frumos despre mine. Și ar trebui să mulțumim și să-l felicităm și pe domnul primar, care e la început pe drum, în al doilea mandat. Poate să-l primească și pe al treilea. Și poate să iasă și la pensie de aici și să-l vină de râs. Corect. Da? Ce să vă spun eu? Am să vă spun câteva cuvinte despre ce spunea Maria, despre tehnicile, despre materialul pe care l-am văzut. Avem aici două materiale diferite, lemn și piatra generic vorbind. Sunt materiale mai dure, mai ușoare. Avem patru lucrări din andezit și două granit. Sunt cele mai dure roci care se pot lucra, se pot ciocri. Bineînțeles, posture specializate în granit și andezit. Andezitul sunt cele patru lucrări gri, așa, care a fost realizate, în principiu, două din ele în niște simbolioane de creație, simbolioane unde s-au făcut lucrări mari, dar fiecare dintre noi mai ciocnim și prea să prăzită între pauze și are multe de lucrare în materiale din la casă. Loca este dură, este frumoasă, este interesantă. Până nu de mult, andezitul era considerată piatra pe care noi ne plimbăm seara târziu o străduță frumos clavată cu această rocă care este dură și care altădată se folosea, bineînțeles, și acum, de acum numai în zonele de promenadă, se folosea la drum, la cauturi în loca asta, pentru că era foarte rezistentă. După granit, ea este a doua a rezistenței. Și cum în zi se șlecuiește, se poate juca, se poate merge cu sculpturi, fie din forme, precum se poate ajunge la modelajul până aproape de metal. Pentru că roca este foarte dură, este foarte compactă și permite să de jos, să traforezi, să văd și traforul. Da, asta am putut eu să vă spun acum, ca să urmează dumneavoastră să vă plimbați pe lângă ele, să admirați și tehnica, să admirați dacă e cadrul și mesajul dumneavoastră, pe care vă las să identificați singuri. Sculptura este Ilie Constant, pictura este Zanfira Bărgiu. Nu o să vedeți nimic scris de desubt și o să vă lăsăm dumneavoastră să interpretați și să vă jucați, să descoperiți că am captat mesajul pe care artistul ar fi încercat să vin o prea-nzimire. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că ați venit! Trebuie să spun și pășcănenilor mei, pentru că așa sunt. Eu aici am stat în marea majoritate a vieții mele de adult, peste 30 de ani, nu mai știu exact. Am locuit aici. Să le urez la mulți ani pentru ziua de azi, pentru zilele care au fost, cred că e ultima, sau mai multe. Și petrecere frumoasă în continuare. Mulțumim. Și dacă tot astăzi de păștere, îmi cer scuze că nu întrerupe doamna Vârzu, deja se mai gândea. Ar fi bine dacă ați spune păștărenilor ce le-ați mai oferit, pentru că știu că sunt lucrări pe care le pot vedea.
Vă rog pe dumneavoastră să spuneți ce ale dumneavoastră sau... Stanogan, pe aici, o să mare de lângă, de lângă Casa de Cultură. Aș trebui să fiu undeva în centru, dar poți că să v-am mântat acolo. Și mai este... Urmează să nu primar a adicat pe cea la problemă pentru și bineînțeles că am organizat o tabără studențească, națională studențească de structură, cu studenții de la Vâncu Neaș, în cele trei centri universitare de București, Cluj și Timișoara, patru, de fapt. Și am realizat lucrările bine ani de zi, este aceeași material care îl vedeți aici, în piațeta primării, da? Și s-au realizat acolo lucrări foarte frumoase, care onorează Pașcanul și asta trebuie să recunoașteți dumneavoastră și să fiți convinși că aveți aici, în Pașcan, niște lucrări care ar putea fi invidiată de oricare primărie din lume, nu din țară, din lume. Aveți o expoziție în aer liber acolo de cea mai mare frumusețe. Și acțiunea asta, colaborarea asta între Universitatea de Arte și primăria din Pașcan poate fi continuată. Eu pot încă să vă mai acord credit. Da. Și sprijin în primul rând. Și mă uit spre domnul primar. Da, astea sunt probleme care pot fi discutate oricum. Da, mă bucur că ați spus, pentru că era și normal ca pășcănenii să știe că nu numai această expoziție ați adus în dar sunt lucrările dumneavoastră sau pe care le-ați coordonat, mai e vorba de acea tabără de sculptură de care spuneați dumneavoastră, pe care este, a fost oferită comunității noastre pășcănene și poate fi văzută oricând. Mulțumesc încă o dată, domnule, și am să vă zic în continuare, domnule profesor, pentru că știu că sunteți un cadru didactic din învățământul superior de la Universitatea George Enescu din Iași, universitate cu care și Casa de Cultură colaborează cu diferitele secții și cu muzică, și cu teatru, și cu arte. Doamna Bărzu, vă rog și pe dumneavoastră. Da. Mă bucur că expun împreună cu expertul Evie Bosan într-un spațiu frumos și prăzit de sărbătoare și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Tehnica de lucru, cât se vede, este tehnică mixtă, culori de bază de apă acril, tușuri colorate, ulei prin suprapuneri cu labiuri și păstări și alte tehnici. Mulțumesc mult pentru invitație! Aflați mai multe amănunte legate și de biografia fiecărui expozant, dar și de lucrări. Vă mulțumesc pentru participare. Am să vă las în continuare compania celor doi expozanți. Dar nu mai recunosc și Iulia înainte de a vă invita la următoarele activități care vor avea loc în cadrul zilelor muncii din Pașca. Este vorba de spectacolul care va avea loc în această seară, începând cu orele 19 la scena deschisă, iar începând de mâine, de la ora 11, Casa Municipală de Cultură așteaptă copiii la teatru, teatru la care intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Urmând ca mâine seară, începând cu orele 19, la fel la scena deschisă, vă veți putea vedea artiștii preferați. Sper. Sperăm noi. Mulțumesc încă o dată și zi frumoasă în continuare.